prindem așa, haide să mâncăm cu socoteală, să muncim cu îndrăzneală. Nu scoatem ușele în primăvară. În casă stau, locuiesc 4 fete, Olga, Anișoara, Veronica și Angelica, dar în casa mică sau sarai, cum se spune la noi la țară, în sarai, în casa mică, stă Dan și Victoria. Am început a-l învăța și pe fete că sunt ca acasă, că e casa lor. De 100 de ori aici ai mai ghid. Să am casa mea, să am găini, pui, răți. Să mă prim, să mă uit la televizor, să spăl farfuriile, să duc gunoiul. Cu timpul o să mă înveț să fac și mâncare. La bătniu. Am venit toamnă și am făcut nu-și cu Dan. Mi-a plăcut de cursul poate cu mine frumos. Poate la primăvară să fășe mult. Vrei să te îmbraci în rochii de mireasă? Da. Dar ce faci tu acum acolo la laptop? Mă uit la niște muzică, poate cânt la niște kinouri, cânt așa și așa. Ce muzică îți place? Manele, așa mai mult. Și parfurii spune sau fiecuța. Așezăm masa, ne așezăm și Olga îmi zice, hai așați și tu cu noi, că ai muncit tătă ziua. Chiar îi mulțumesc pentru că e nu uită timp. Clinica juridică implementează un proiect. Acest proiect se numește Locuință protejată, un vis împlinit pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din municipiul Bălți. Este exact acel proiect în cadrul căruia avem obiectivul de a dezinstituționaliza 10 persoane cu dizabilități intelectuale din centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități adulte din municipiul Bălți. Dorința de a trăi independent în comunitate sau de a, simplu vorbind, a ieșit din fostul internat. Doar că dorința trebuie să fie însoțită și de niște abilități minime de autoîngrijire, de autoîngrijire și abilități care ulterior vor fi dezvoltate în aceste servicii cu suportul și cu ghidarea personalului care a fost instruit în cadrul acestui proiect.